Ce poate fi mai frumos? Oricum să știți că rămânem în zona aceasta a sănătății și frumuseții și aflăm ce proceduri ne pot ameliora cearcănele și ridurile. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Cum putem obține un ten mai hidratat, mai strălucitor și să scăpăm de cearcănele de sub ochi? Vă prezint o procedură revoluționară ce combină mai multe terapii pe același capăt. Radiofrecvența, vacuum, oscilații transdermice, terapia LED albastră, terapia LED roșie. Ce ne ajută să scăpăm de cearcănele și de pungile de sub ochi? Ce ne ajută să avem un lifting facial, ce ne redă fermitate pielii? Procedura este non-invazivă și nedureroasă, este transferată din domeniul medical. Se poate efectua o dată sau de două ori pe săptămână, iar rezultatele sunt garantate de la prima ședință. Primul pas va fi demacherea. Al doilea pas vom aplica un ulei bio din plante pe întreaga față, chiar și gât și decolteu. După vom veni cu niște mișcări de drenaj limfatic. În acest moment clienta se poate relaxa și vom observa la finalul procedurii, după 20 de minuțele, că tenul este mult mai luminos și mai hidratat. Și cu siguranță vom scăpa și de ridurile, chiar și de expresie. Procedura poate fi efectuată atât de femei cât și de bărbați. Tenul va arăta mult mai strălucitor, vom avea mai multă luminozitate, va fi mult mai hidratat și vom avea un lifting facial nemaipomenit. Procedura nu doare, nu arde și nu ustură. Este o procedură sigură și non-invazivă. Noi femeile ne confruntăm cu foarte multe probleme ale tenului, bineînțeles cu înaintarea vârstei și de la oboseală, și putem trata ridurile, putem reda volumetria feței în doar 20 de minuțele. După cele 20 de minuțele de tratament, vă puteți aplica make-up-ul fără absolut nicio problemă. Vorbește lumea la cafea.